regăsit, dragi telespectatori, din nou la Dreptul la Viață. Pentru această săptămână și pentru această perioadă am un nou invitat, surpriză pentru dumneavoastră, pentru mine nu e o surpriză, pentru că e un prieten vechi al emisiunii mele. De câțiva ani nu ne-am mai văzut, de vreo cel puțin 2 ani jumate, da? 3. Domnul pastor Iordache Eugen de la Biserica Emanuel. Da. O biserică neoprotestantă din Galați. Voi citi câteva versete cu care deschid emisiunea. Din Evanghelia după Ioan voi citi, de la capitolul 1, versetele 2 până la 4. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Am mai citit un verset. Despre cine este vorba, domnule pastor, aici? În pasajul acesta, din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, este vorba despre Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos. Versetul 1 spune: la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și îmi place să înlocuiesc cuvântul cu Domnul Iisus. La început era Domnul Iisus și Domnul Iisus era cu Dumnezeu și Domnul Iisus era Dumnezeu. Am început așa exabrupto cu aceste versete pentru a intra și a anunța direct tema acestei emisiuni de astăzi, pentru că telespectatorii noștri știu că săptămâna trecută am încheiat cu slabele noastre puteri și limite învățătura despre Dumnezeu Tatăl. Emisiune care și Sfânta Treime, emisiune care a durat cam 4-5 emisiuni, practic. Tema aceasta a fost discutată cât am putut noi în 4 sau 5 emisiuni și cu două persoane diferite, nu cu aceeași persoană ca invitat. Deci am făcut introducerea în Sfânta Treime, da? Am vorbit despre Dumnezeu Tatăl și astăzi am citit aceste versete și m-am întrebat despre cine este vorba și a spus că despre Domnul Iisus Hristos, cea de-a doua ființă sau ipostază a Sfintei Treimi, da? Da. Și tema noastră de astăzi este învățătură despre Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. De aceea vă rog să intrați dumneavoastră în subiect mai departe, pentru că pe parcurs vom mai veni și cu alte versete în funcție de discuția noastră, care nu este foarte elaborată, ci este o discuție spontană, dar noi am știut dinainte despre ce temă este vorba, da? Sigur. Voi citi doar un pic, un scurt pasaj dintr-o carte de care, după care ne ghidăm și cu care ne ajutăm noi, care se numește Manual Catehetic, ghid de pregătire pentru întâlnirea cu Dumnezeu a eventualilor creștini. Și, o introducere în această temă, persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos, zice așa: Dumnezeul nevăzut, transcendent, a ales să se facă cunoscut oamenilor prin Fiul Său, Iisus Hristos. Despre El, Apostolul Pavel spune că este chipul Dumnezeului Celui Nevăzut în cartea sa, Coloseni, capitolul 1, versetul 15. Așadar, omul limitat în timp și spațiu, captiv naturii sale păcătoase, este incapabil să-L înțeleagă pe deplin pe Dumnezeu care este Sfânt. Dumnezeu a intervenit și a așezat o punte între sine și omul pierdut, întrupându-se în lumea noastră prin Iisus Hristos. Ca să reprezinte pe Dumnezeu, Domnul Iisus trebuia să fie de origine divină, iar pentru a putea fi relevant omului, Iisus trebuia să fie o ființă umană. Așa se face că Iisus a avut o natură dublă. El a fost 100% Dumnezeu și 100% om. Așadar, vorbiți-ne despre natura sa dublă, cea divină și cea omenească, domnule pastor, pentru că sunteți un om dedicat slujirii lui Dumnezeu mai mult decât sunt eu. De-a lungul istoriei bisericii, poate
Cea mai controversată latură a Fiului este divinitatea sa. Dacă oamenii se gândesc la Dumnezeu ca fiind divin și nu își pun problema aceasta, se gândesc la Duhul Sfânt ca fiind de altfel Duhul lui Dumnezeu, din nou de natură divină, când vine vorba de Domnul nostru Iisus Hristos, oamenii pun sub semnul întrebării divinitatea așa în mod special. Dumnezeu dorește să se facă cunoscut oamenilor. De când Adam a fost creat în grădina Edenului, Dumnezeu a dorit ca să aibă o relație cu omul. Această relație a fost întreruptă de păcat, de neascultarea pe care omul a dovedit-o față de porunca lui Dumnezeu. Încă din momentul acela, în planul lui Dumnezeu, El prevedea ca Fiul Său, Iisus Hristos, să vină pe pământ și să îmbrace natura umană, în așa fel încât Dumnezeu să se facă cunoscut oamenilor. Dumnezeul nevăzut, Dumnezeul transcendent, Dumnezeul care este creatorul tuturor lucrurilor, vine pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos. El era de la început și textul pe care l-ați citit, domnule Tiber, arată în mod special divinitatea Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă scoatem din creștinism în dreptul Domnului Iisus Hristos divinitatea sa, atunci lucrurile se năruie. Pentru că de acest adevăr depinde veșnicia noastră. Toată credința noastră se bazează pe El, pe Fiul lui Dumnezeu. Toată dorința noastră de a fi cu Dumnezeu, de a deveni copiii lui Dumnezeu, nu se poate împlini decât prin credința în Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Și în felul acesta, rugăciunile noastre, aspirațiile noastre după Dumnezeu își găsesc împlinirea în Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Aș vrea să dovedim natura aceasta divină pe care El a avut-o. Și în Scripturi găsim multe referințe care aduc înaintea noastră acest adevăr că Domnul Iisus Hristos era Dumnezeu adevărat. El înainte de a se naște era în Sfânta Treime împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. El este Cel care în unitatea aceasta perfectă a Sfintei Treim există de la început. El nu a fost creat, ci El dintotdeauna este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. În Scripturi sunt multe elemente care ne poartă în acest adevăr că Iisus Hristos a fost și este Dumnezeu adevărat. Înainte de a intra dumneavoastră în Scripturi și a ne relata niște, versete din anumite cărți ale Bibliei, voi spune și eu doar atât, că într-un fel e de la sine înțeles că subiectul acesta al Sfintei Treimi și al dualității Domnului Iisus Hristos a fost foarte greu și a suscitat un mare interes de-a lungul tuturor generațiilor, cel puțin de 2000 de ani încoace, da? Da, corect. Pentru că Treimea s-a manifestat de la începutul creației și chiar dinainte de creație, aș putea să spun așa, din Vechiul Testament știm asta, însă mai pregnant, Treimea s-a făcut cunoscută, ca să zic așa, odată cu venirea Domnului Iisus Hristos, prin întruparea lui Dumnezeu, Dumnezeului în trei ipostaze, într-o punte de legătură, așa cum spunea autorul în ceea ce am citit mai înainte aici. Mereu acest lucru a fost greu de înțeles, pentru că noi suntem limitați, odată cu căderea noastră în păcat, ne-am înjumătățit sau poate chiar mai mult decât atât am pierdut din abilitățile pe care le aveam la creație. Păcatul ne-a obturat vederea și în afară și în interior. Și mereu oamenii și-au pus această întrebare. Și au fost dispute chiar și între Sfinții lui Dumnezeu, ca să zic așa, între Biserica Primară, cu privire la această dumnezeire în trei ipostaze, da? Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Apoi și cu privire la natura dublă a Domnului Iisus, că acum vorbim despre una dintre fațetele Dumnezeirii Sfintei Treimi, da? Despre Domnul Iisus
care e persoana centrală, aș putea să spun, pentru că în el s-a materializat, de altfel și Sfântul Pavel spune, în el s-a, dumnezeirea s-a manifestat deplin. Și au fost dispute chiar și cu privire la această natură a lui, divină și pământească. Cum adică trupească? 100% divin și 100% om în același timp. E greu de înțeles, nu? Da. Și cu toată mintea și cu toată înțelepciunea, am citit de lungul istoriei, oamenii au înțelepți ai lumii acestea, n-au putut să-și explice această dualitate, pentru că ea nici nu se poate explica și nu se poate înțelege decât prin credință. Și aceasta este o taină. Și această înțelegere, într-o oarecare măsură mică, nu poate fi realizată decât prin credință și mică, zic, pentru că în totalitate nimeni nu poate să înțeleagă și mai ales să explice celorlalți cum e această Sfântă Treime și cum e această dublă cum să zic, natură a Domnului Iisus, da? Odată divină și odată oameni. Deci dacă e, vorbiți-ne și ne presărați și cu exemple din Sfânta Scriptură și sau din alte surse pe care dumneavoastră le dețineți desigur, mai mult decât da. Noi ceilalți. Percepția oamenilor încă din vremea de atunci cu privire la Domnul Iisus Hristos a fost aceea în mare parte că El este un învățător, un mare învățător. Apoi, gândindu-se sau auzind învățăturile sale, oamenii au spus că El este profetul, cel care a venit, cel care vorbește oamenilor despre Dumnezeu și reprezintă voia lui Dumnezeu în mijlocul lor. Cert este că în vremea în care a trăit Domnul Iisus, El a avut un impact enorm asupra oamenilor. Și impactul Lui nu a rămas în generația de atunci cât El a trăit pe pământul acesta, ci a venit până la noi astăzi. Sunt expresii ale lucrării și ale minunilor pe care Iisus Hristos le face și astăzi în viețile oamenilor. În cuvântul lui Dumnezeu găsim descrise multe ipostaze în care Iisus, dacă n-ar fi fost Dumnezeu, n-ar fi acționat așa. Dacă n-ar fi fost Dumnezeu, n-ar fi vorbit cum a vorbit El. Dacă n-ar fi fost Dumnezeu adevărat, n-ar fi făcut minunile pe care El le-a făcut atunci cât a trăit și minuni pe care le face și astăzi în viețile oamenilor. Rugăciunea, spre exemplu, este un mod de a vorbi cu Dumnezeu și noi oamenii când ne rugăm lui Dumnezeu și cerem ajutorul în diferite momente din viață, Cel care ne ascultă rugăciunea este Dumnezeu Tatăl prin Fiul Său, Iisus Hristos. Așa ne învață Biblia, să cerem de la Dumnezeu Tatăl în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, autoritatea supremă în a restabili relația dintre noi și Dumnezeu este Iisus Hristos însuși. Sunt multe exemple, așa cum am spus, presărate în Noul Testament, în mod special în care Domnul Iisus are autoritate asupra bolilor, asupra naturii, asupra demonilor. El este acela care vindecă prin rostirea unui cuvânt de la distanță, bolnavul nefiind în prezența sa, ci pur și simplu el rostește un cuvânt și la ceasul la care el rostește cuvântul, bolnavul este însănătoșit. Spre exemplu, în Matei, în Evanghelia după Matei, capitolul 8, de la versetul 6, găsim relatat aici o situație în care Domnul nostru Iisus Hristos vindecă. Evanghelia după Matei, capitolul 8, versetul 3, versetul 6 și 13. Domnul Iisus Hristos vindecă un lepros. Când s-a apropiat Iisus de pe munte, multe noroade au mers după El și un lepros s-a apropiat de El, i s-a închinat și i-a zis, Doamne, dacă vrei, pot să mă cureți. Iisus a întins mâna, s-a atins de El și a zis, da, vreau, fii curățit. Îndată a fost curățată lepra Lui. Ceea ce este extraordinar la Domnul Iisus este că se atinge de leproși. În vremea de atunci, cine se atingea de lepros era o persoană considerată necurată.
Pentru că boala era incurabilă. Exact, boala era incurabilă și nu aveai voie, era interzis să te apropii și să te atingi de un lepros. Iar Domnul Iisus are această autoritate, se apropie de lepros, îl atinge și îi spune, da, vreau fi curățit. Și îndată a fost curățată lepra lui. Minunea aceasta a vindecării omului de lepră ne dovedește nouă că el nu este oricine, el nu este doar un profet, el nu este doar un învățător, deși a fost un învățător ilustru și un profet, ci el este Dumnezeu adevărat. Numai Dumnezeu poate să vindece oamenii în felul acesta, atingându-se de ei, de persoana care nu trebuia să te atingi și rostind un cuvânt, da, vreau fi curățit. Niciun medicament, nimic altceva, ci pur și simplu la autoritatea cuvântului, bolnavul acela de lepră este vindecat. Și asta este un lucru formidabil, extraordinar. Supranatural. Da. Niciun om nu putea să facă asta. Și mai multe. Mai sunt și alte minuni despre care poate ne spuneți îndreacăt așa, nu? Despre sigur. Vindecarea soacrei lui Petru, nu? Da. Care era prinsă de friguri și de alte boli. Despre poruncerea asupra furtunii. Asta este un lucru extraordinar. Da. Ucenicii fiind pe mare, în mijlocul furtunii, cu Domnul Iisus în corabie, el dormea și acolo fiind în valurile acelea, ucenicii sunt speriați, sunt înspăimântați. Da. Pentru că era un pericol să piară și îl trezesc pe Mântuitorul spunând, învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Și acolo el se ridică cu autoritate în fața vântului, în fața valurilor și rostește, fără gură, taci. Și ucenicii se întreabă, cine este acesta de la ascultă chiar și vânturile și marea? Autoritatea aceasta asupra naturii este autoritatea lui Dumnezeu însuși. Faptul că el vine și rostește un cuvânt împotriva naturii, el dovedește că are o natură divină. El a creat natura, el a creat vânturile, apa, tot ceea ce ne înconjoară. Am citit și la cuvântul lui. Prin el s-au făcut toate și a fost prezent, nu? Sigur, încă de la început. Lucrurile au fost făcute prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Și acum când este în fața furtunii, valurile, vântul mare ascultă de el pentru că el este creatorul. Și poate cea mai mare minune pe care a făcut-o Domnul, prezența lui și cu cuvântul său a fost ceea ce lumea spune că n-a venit nimeni de dincolo să ne spună că dacă ar veni cineva, dacă ar învia cineva cu alte cuvinte din morți, aș crede și eu. Da, e bine, Domnul Iisus a făcut această minune de două ori, dacă nu, odată cel puțin, și mă refer la învierea lui Lazar, a făcut-o direct și personal. Și este copleșitor acest aspect al învierii unui mort, despre care și atunci și astăzi se știe că nimeni n-ar putea nici prin sine însuși să învieze și nici pe altul să învieze. Vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre acest moment. Momentul acesta al învierii lui Lazar este un moment important în a demonstra că Iisus Hristos are autoritate și asupra morții. Ori autoritatea aceasta pe care el o desfășoară asupra morții este autoritatea lui Dumnezeu însuși. Și acolo Lazar era prietenul lui. Era bolnav, ucenicii sau cei din familia lui trimit veste către Domnul Iisus că este bolnav și el întârzie. În mod special întârzie pentru ca ucenicii să vadă slava lui Dumnezeu. De multe ori găsim în învățătura Domnului, mult special pentru ucenici, ca aceștia să vadă slava lui Iisus Hristos. Și bineînțeles și alții care mai erau pe lângă. Și noroadele, mulțimea, dar școala adevărată pe care, sau scopul adevărat pe care îl avea, era de a forma în viețile ucenicilor care mai apoi au devenit Sfinții Apostoli ai Bisericii Creștine, de a forma în ei credința. Care au împrăștiat această sămânță a credinței. Peste tot în lume. Tot pământul. Și dorea Domnul Iisus să dovedească și să creadă ucenicii că
El este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu adevărat. De altfel, Sfântul Petru, într-o stare de extaz, aș spune, a și spus acest lucru. Când Mântuitorul i-a întrebat, mergând pe drum, i-a întrebat, cine zic oamenii că sunt eu? Și unii au spus dintre ucenici, păi unii spun că ești Ilie, alții spun că ești profetul, alții un mare învățător și așa mai departe. Și atunci el s-a întors către ei direct, cum s-ar întoarce și către noi, nu? Dar, și spune, dar voi cine spuneți că sunt? Și atunci? Petru spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Adevărat. Și Mântuitorul i-a spus, ferice de tine că nu carnea și sângele, și sângele, deci nu omul în făptura lui lumească, căzută, în păcat, ți-a descoperit acest lucru, ci Duhul Tatălui meu Duhul care este în ceruri. Și aș zice că cea mai mare confirmare, după părerea mea, este aceea unui cel mai mare om înțelept care era în Sinedriu, deci în Parlamentul evreiesc, nu? Așa, și anume Nicodim, care în preajma Paștilor, ca și acum, undeva aproape de Paști, nu? Da. S-a dus noaptea la rost de aceste întrebări și de aceste controverse, contradicții pe care el le avea, s-a dus la Mântuitorul și a avut o discuție extrem de interesantă și vă rog pe dumneavoastră să o relatați așa. Această întâlnire, și o să mă întorc la învierea lui Lazar, dacă îmi permiteți, da, domnul Tiber, că mai am câteva versete sigur, de punctat acolo. Sigur. Această întâlnire noaptea, de data aceasta, între Iisus și Nicodim, este o întâlnire care din nou scoate în evidență autoritatea lui Iisus. Menționez, Nicodim era unul dintre cei mai mari învățați în toată Tora și în toată înțelepciunea evrească. Da. Da. Iată cum îi se adresează el. Învățătorule, știm că ești învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Și aici Domnul Iisus introduce ceva care îl șochează pe Nicodim și spune, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Adică, cu alte cuvinte, emisiunea se adresează în special celor care nu cunosc, să cunosc mai puțin. Omul căzut în păcat avea nevoie să se nască din nou, să aibă o transformare, o schimbare, să se nască sigur, din nou. Da. Și cum a continuat discuția? Domnul Iisus, Nicodim răspunde, cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se nască? Oare n-a înțeles el întrebarea Mântuitorului? N-a înțeles-o. Poate că n-a înțeles-o. Sau poate sincer, replica lui a fost, Doamne, sunt prea bătrân să mă mai nasc a doua oară. Cu alte cuvinte, mentalitatea mea este atât de sentimentată și nu există schimbare la mine. Sunt bătrân, deci sunt expirat aproape. Da. Am deja o traiectorie pe care merg. Eu n-am cum să mă mai nasc a doua oară și cred că mulți dintre oameni se gândesc în felul acesta. Pentru mine nu mai există șansă să mă schimb, să am un comportament transformat, să iau o viață de la început. Poate chiar acum ne urmăresc oameni care sunt în astfel de stări. Sau sunt prea păcătoși. Sau sunt prea păcătoși. Pe mine Dumnezeu m-a uitat, m-a abandonat, nu mă mai primește, nu mi-ascultă rugăciunea, da, la cât de păcătos sunt. Ei, întâlnirea aceasta dintre Domnul Iisus și Nicodim ne arată că Iisus Hristos îi caută pe oameni și caută mult special pe aceia care au un sâmbure de aspirație după Dumnezeu. Poate în sufletul tău dorești ca Dumnezeu să ți se descopere, să-ți vorbească, să-ți asculte rugăciunea. Îți cauți un sens vieții tale. Scop și un sens. Da. Ești aici la emisiunea potrivită și citind din Evanghelii, Dumnezeu ne luminează să-L înțelegem, să putem avea o relație cu El. În contextul discuției noastre, două lucruri sunt de punctat aici. Înțeleptul Nicodim a spus că numai Dumnezeu ar putea să facă ce faci tu, ce ai făcut până acum, toate minunile pe care le-ai făcut. Deci l-a recunoscut că niciun om nu putea, ci numai Dumnezeu. Și deci indirect l-a recunoscut ca și Sfântul Petru, ca fiind Dumnezeu adevărat. Așa. Deci indirect l-a recunoscut. Da, așa este. Într-o logică lumească și limitată, a recunoscut că Iisus este Dumnezeu. Și de al doilea rând a demonstrat că divinitatea Domnului e adevărată, deci, da, prin asta l-a recunoscut indirect. Și în al doilea rând a
adus în discuție posibilitatea oricărui om, că Domnul Iisus n-a condiționat niciodată minunile. Păi tu ai venit să-ți fac o minune, să te vinde, dar ești prea bătrân, ce mai trebuie? N-a zis asta, nu? Nu. Deci, indiferent că era tânăr, copil, bătrân, bărbat, femeie, el a, toți cei care au venit la el cu credință sau au fost aduși cu credință la el, pe toți i-a primit și le-a demonstrat că pot fi născuți din nou, se pot schimba. Da. Domnul Iisus îi răspunde lui Nicodim la întrebarea lui cum se poate naște un om bătrân. Iisus i-a răspuns: adevărat, adevărat spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este și cu oricine este născut din Duhul. Așa cum aș spune și eu, mai simplu. Bunătatea o poți vedea? Cum arată bunătatea? Cuiva, că e un om bun, dar de unde ești? Vezi ceva? Vezi în faptele lui. Vezi în faptele lui. La atitudinile lui. La fel e și cu vântul care suflă de unde vine și cu Duhul Sfânt, practic, da? Da. Care practic se manifestă printr-o schimbare radicală a vieții tale, a cursului tău. Dacă acum mergeai într-o direcție, întorci 180 de grade și te duci în partea cealaltă și înțelegi lucrurile altfel. Bun, asta era una dintre minunile, a fost una dintre, să zicem, cele care au dovedit divinitatea lui Iisus, dar au mai fost și altele. Și asta este foarte adevărată și astăzi, domnul Tiber. Iisus Hristos schimbă și astăzi viețile oamenilor. Da. Vreau doar să fac o remarcă tristă, că cei mai mulți dintre oameni caută minuni și astăzi, mai mult decât alt atribut al Domnului, acela de a ierta păcatele. Știți care este cea mai mare minune? Este minunea unui om care mergea într-o direcție rea. Exact. Și acum merge într-o direcție. Nu neapărat vindecările, vreau să spun, de diverse boli sau probleme sau neputințe sau sărăcie sau lipsuri. Pentru că, domnule pastor, mi-aduc aminte că toți cei care au venit la Domnul au fost iertați întâi de păcatele lor. Și apoi să dovedească că el are autoritate să ierte păcatele, și vindecat. Deci că era nevoie să, ca sufletul omului să se schimbe, să se nască din nou, spiritual vorbind, și apoi celălalt erau, cum aș zis altă dată, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, căutați mai întâi salvarea sufletului vostru și celelalte lucruri, nevoi primare și mai altele nevoi și boli și așa mai departe, vi se vor da pe deasupra. Ca un fel de bonus al schimbării vieții tale. Dar Domnul Iisus a dovedit că este Dumnezeu și prin puterea de a ierta. De a ierta. Nimeni nu poate ierta decât Dumnezeu. Și pentru oamenii din vremea de atunci când Domnul Iisus ierta oamenii, păcatele tale sunt iertate. Mi-aduc aminte de femeia care a fost exact prinsă. Exact la asta mă gândeam și eu, da? Și adusă la Domnul Iisus, prinsă în preacurvie și adusă la Domnul Iisus. Oamenii au vrut să vadă. După lege? Trebuiau să fie omorâtă cu pietre. Da. Și Domnul Iisus are acolo o replică spunând: cel care este fără păcat să ia piatra și să arunce în ea. Da. Dar mă gândeam și la momentul acela când farisei au spus: cine este acesta, cine să crede Dumnezeu că se poate ierta păcatele? Când i-a zis: femeie, păcatele sunt iertate. Și ei s-au supărat, numai Dumnezeu poate ierta. Dar prin asta recunoșteau indirect că El este Dumnezeu când a iertat păcatele și apoi s-a vindecat persoana respectivă, da? Da. Da. Mai este episodul în care la Domnul Iisus este adus de către prietenii lui un slăbănoc prin acoperișul casei. Și acolo, la fel, oamenii spun: cine? Numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. Dar Domnul Iisus: dar ca să știți că Fiul omului are putere să ierte păcatele, ție îți poruncești, și se adresează el slăbănocului: ridică spatul și du-te acasă. Și asta dovedea dumnezeirea sa. Cu siguranță. Faptul că Iisus Hristos ne iartă păcatele dovedește că este Dumnezeu adevărat. Și El și astăzi iartă păcatele oamenilor, mi-a iertat mie păcatele și îmi iartă păcatele. Și îți poate ierta și ție și oricărui om care vine înaintea lui și își cere iertare pentru relele pe care le-a făcut și crede în Iisus Hristos cu adevărat din toată inima. Este formidabil lucrul ăsta la Iisus, că El are puterea de a ierta păcatele oamenilor. Altă latură sau altă a discuției noastre, s-ar putea spune că numai lui Dumnezeu trebuie să-i te închini. Așa, după Sfântul Cuvânt, după toate canoanele, da? Numai lui Dumnezeu trebuie să te închini. Domnul Iisus a acceptat închinarea, da?
Da, ce ne puteți spune despre asta? Dovedind și prin asta. Este din nou un punct care dovedește că Iisus Hristos este divin. El acceptă închinarea și dacă vă aduceți aminte de Toma, care este persoana aceea care nu crede că Iisus Hristos a înviat dintre cei morți, după ce Domnul Iisus se arată ucenicilor la o săptămână, era și Toma împreună cu ei după înviere și în timpul întâlnirii aceleia Domnul Iisus se adresează direct lui Toma spunând: adu-ți mâna, pune-ți-o în coasta mea, în rănile mele și nu fii necredincios, ci credincios. Iar Toma vine și face exact lucrurile acestea. Sau nici nu mai vine să pună, ci pur și simplu îl vede. S-a închinat. Și se închină spunând: Domnul meu și Dumnezeul meu. După aceea vreau să spun că însăși Domnul Iisus, care a fost cel mai mare smerit, cel mai smerit și ca partea dumnezeirii, dar și ca om, nu a fost nimeni mai smerit decât el, spune și prorocul Isaia, da? Cu toate acestea, el a fost nevoit în îndeplinirea planului Dumnezeu să mărturisească despre sine însuși, că este Dumnezeu. Ne puteți... El a spus despre multe situații că este una cu Tatăl. Da. Eu și Tatăl una suntem. Când ucenicii spun: arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iar Domnul Iisus răspunde: de atâta timp sunt cu voi și nu m-ați văzut. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Și nu m-ai cunoscut. Și nu m-ai cunoscut. Da. Mai puteți să ne spuneți ceva despre desăvârșirea sa și despre împlinirea profețiilor, că el a fost și profeții. Deci, un om care a lăsat urme istorice, dar care n-a mai fost, pe care n-a mai fost egal niciun alt om niciodată. Deci dovedește că încă o dată că era Dumnezeu. Am avut o discuție odată cu cineva de aici din Galați, de la Teatru Dramatic, spunându-mi ceva de genul: dacă în Scriptură, în Noul Testament, sunt profeții pe care Iisus Hristos le-a împlinit prin venirea sa în lume, atunci el recunoaște și crede cu adevărat că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu adevărat. Biblia este plină, sau sunt afirmații ale Domnului Iisus care vorbesc despre sine că împlinește profețiile din Vechiul Testament și modul în care s-a născut, unde s-a născut, apoi unde a trăit, în Nazaret, apoi toate întâlnirile pe care le-a avut cu oamenii și în mod special în Evanghelia după Matei sunt deseori referințe la Vechiul Testament. Spunea așa sau s-a întâmplat așa ca să se împlinească cuvântul din vechime care spune. Deci cu alte cuvinte, el este acela care a împlinit profețiile cu privire la tot ce a însemnat promisiunea venirii lui Dumnezeu pe pământ, cu privire la nașterea sa. Avem o profeție din Isaia 7:14 aici în carte, în lecție: de aceea Domnul însuși vă va da un semn, iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și vei pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Apoi tot în Isaia, o altă profeție din Vechiul Testament: căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. Iar aceste profeții sunt împlinite în Noul Testament prin întruparea lui Iisus Hristos, venirea sa. Erau scrise cu circa 600 de ani înainte, da, de nașterea sa. Și aș face o legătură, dacă îmi permiteți, domnule pastor, cu prima profeție despre Domnul Iisus ca fiind Dumnezeu. În grădina Edenului, când Dumnezeu l-a găsit pe Adam, l-a descoperit pe Adam că păcătuise și când i-a zis femeii, da, sămânța ta va zdrobi capul șarpelui, deci un copil, apropo de copil, că ați citit, da, de profeție, da, sămânța femeii lui Eva, deci sămânța ta, un copil al tău, îi va zdrobi capul șarpelui, adică lui Satan, cel care s-a deghizat în șarpe și a înșelat cumva pe om, da? Iar el îți va zdrobi călcâiul, îți va pricinui o grămadă de suferințe, o grămadă, căutând să-ți ia viața, de fapt. Așa cum s-a și întâmplat. A fost prima profeție despre momentul venirii Domnului, da, Iisus. Aceasta este considerată prima profeție încă din Geneza. Apoi, a doua profeție, să zicem așa,
care trimite la Domnul Iisus a fost aceea lui Moise, când a zis că Dumnezeu va ridica dintre voi un om ca mine, de el să ascultați, da? Și apoi a fost Isaia care a venit și mai concret și a profețit în spiritul celorlalte două profeții de dinainte, da? Care s-au împlinit toate absolut prin venirea Domnului Iisus și prin tot ce a făptuit el. Mai sunt anumite expresii în Vechiul Testament care sunt cu privire la Dumnezeu, Îngerul Domnului. Și când, da, unde apare Îngerul Domnului, din ce spun teologii, expresia, da, aceasta, da, în Vechiul Testament este cu referință la Dumnezeu Iisus, la Domnul Iisus Hristos, la, da, Fiul. Apărea sub formă de înger, ca, da, să zic așa. Îngerul, da, Domnului. Sigur. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că am reușit să dovedim cumva destul de mult divinitatea Domnului Iisus, că El nu era doar un om, un personaj istoric, care, cum a și fost, ci era însuși Dumnezeu. Vorbim și despre profețiile care s-au împlinit, care au fost făcute și sunt scrise și care s-au împlinit, da? Apoi, cred că cea mai mare dovadă a sa a fost faptul că el a murit și a și înviat, de fapt, da? Urmează să sărbătorim acum la Paște, peste puțin timp. Circa două săptămâni. Două săptămâni, da. Evenimentele acelea care au marcat istoria lumii. Faptul că Iisus Hristos a acceptat să devină jertfă pentru noi oamenii, pentru păcatele noastre, a acceptat planul lui Dumnezeu în grădina Ghețiman, rugându-se: Doamne, îndepărtează de la mine paharul acesta. Era paharul păcatelor lumii întregi, a răzvrătirilor, a nedreptăților, uciderilor și tot ce se poate întâmpla rău în lumea noastră. Și acceptă Iisus până la urmă, spunând: facă-se voia ta, nu voia mea. Merge, este crucificat, este omorât, este răstignit, este așezat într-un mormânt. Acolo la mormânt sunt puși soldații romani să păzească mormântul, ca nu cumva trupul lui să fie furat de ucenici și aceștia să zică: nu este, ci a înviat. Și acest lucru este un lucru care le-a oferit siguranță preoților din vremea de atunci, ca nu cumva înșelătoria aceasta că el va învia să fie una și mai mare decât a fost până atunci. Au pus o piatră mare la ușa mormântului, au pus sigiliul lor ca nu cumva să umble cineva, și toate acestea nu l-au oprit pe Fiul lui Dumnezeu. Nu puteau să-l închidă, da. Să iasă dintre cei morți. Așa că la Paște sărbătorim cu bucurie: Hristos a înviat din morți. Și acesta este mesajul pe care El ni-l aduce nouă, că este viu în vecii vecilor și moartea n-a putut să-l țină, și este o dovadă a dumnezeirii sale. Da. Deci, ca o concluzie, atributele dumnezeirii sale sunt acestea despre care noi am vorbit și la Dumnezeu Tatăl, dar este atotputernic, Domnul Iisus este atotputernic, da, este omniscient, atotcunoscător, deci nu există ceva care să fi fost înainte, să fie în prezent sau în viitor, pe care El să nu fi cunoscut sau să nu cunoască, și, bineînțeles, omniprezența sa, pentru că una dintre discuțiile cele mai importante, zic, toate sunt importante, a fost întâlnirea cu femeia din Samaria, care a pus această întrebare și zicea: părinții noștri zic că să ne închinăm pe muntele acesta, voi spuneți că la Ierusalim, și Domnul ce a spus? Domnul Iisus ce a spus? Domnul Iisus a spus că vine vremea, și acum a și venit, când adevărați închinători ai Tatălui se vor închina în duh și în adevăr. Și nu numai la Ierusalim. Și nu numai la Ierusalim. Sau, sau pe muntele la care făcea referire femeia aceea din Samaria. Da. Și ce este frumos în întâlnirea cu femeia aceea este că Domnul Iisus îi spune trecutul ei. Știa tot despre ea. Intră la categoria a profețit, știa totul despre ea. Ea nu i-a profețit, ea știut trecutul, cum ne știe și pe a noastră, pe al fiecăruia. Și ea, mirată, îi răspunde: Doamne, nu cumva ești prorocul pe care îl așteptau ei. Și merge în cetate, anunță oamenii din localitate: veniți și vedeți, nu cumva este acela pe care noi îl așteptăm? Da, pentru că în popor era o așteptare de circa câteva mii de ani, dar mai cu pregnanță ultimii 400 de ani, nu?
da, în care Dumnezeu nu se mai prea manifestase vizibil în poporul său, da? Și poporul cam, deși trecuseră 400 de ani, nu uitaseră promisiunea venirii unui om ca mine, cum spunea Moise, da? Unui salvator care să-i salveze. Din păcate, ei au confundat lucrul ăsta. Au înțeles greșit. Material. Așteptau să fie salvați de sub dominația romană. Cu asta am intrat și în partea cealaltă. Domnul Iisus a fost și om. Ce ne puteți spune despre dovezile că el a fost om istoric și n-a fost o nălucă sau așa cum... Da? Da, sau o idee, n-a fost doar. Când ne gândim la Domnul Iisus, trebuie să avem imaginea aceasta completă. El este Dumnezeu, 100%, dar în același timp, la întruparea sa, este om, 100%. Și sunt multe, iarăși, referințe care vorbesc despre faptul că el a avut un trup de carne. Da, pentru că a flămânzit. A flămânzit, i-a fost foame. A obosit. Da, a obosit. A mers mult pe jos și datorită acestor lucruri a fost obosit. A dormit. A însetat, a plâns, a fost ispitit, a plâns ca și noi, dar fără păcat. Și a plâns la mormântul lui Lazar. Cel mai dureros verset și cel mai scurt, se spune din Biblie, pentru mine a fost acela. Iisus plângea. Da, atât de mare era durerea și poate... Văzând cât de departe a ajuns omul, cât de mult a căzut omul, pentru că el căuta să dovedească dumnezeirea sa și tot sub mal, cum se zice, da? Și atunci a plâns când a văzut neputința în care ajunseseră omenirea, practic. Da, e în contextul în care cele două surori ale lui Lazar și Maria și Marta vin la unison, da, știm, aici, știm, da, că va veni învierea și Domnul Iisus spune, cine crede în mine are viață veșnică, da, chiar dacă a murit, da, va trăi pentru totdeauna. Va trebui să ne limităm la acest aspect, să continuăm în emisiunea următoare, pentru că nu putem cuprinde personalitatea Domnului Iisus nici pe departe, dar ne vom opri aici și vom continua cu viața lui Iisus și cu moartea lui Iisus, învierea și așa mai departe, într-o altă emisiune. Până atunci am să citesc și eu câteva versete pe care le-am pregătit, apropo de tot ce am vorbit noi până acum, tot din Evanghelia după Ioan, capitolul 12, începând cu versetele 44. Dar înainte de a citi, voi spune că în toată viața și toate minunile pe care le făcea, cuvântul spune, Evanghelistul Ioan spune că totuși chiar dintre fruntași și iudeilor, cum spuneam înainte, au crezut în el. Dar nu vreau să-l mărturisesc pe față, pentru că le era rușine și le era frică să nu fie dați afară din sinagogi. Și spune Evanghelistul Ioan că ce au iubit mai mult slava lumii decât slava lui Dumnezeu. Se întâmplă și astăzi acest lucru. Dar atunci s-a întâmplat așa. Și ce voi citi? Voi citi exact de aici. Spune așa. Iar Iisus a strigat. Cine crede în mine, nu crede în mine, ci în cel ce m-a trimis pe mine. Și cine mă vede pe mine, vede pe cel ce m-a trimis pe mine. Adică pe Dumnezeu Tatăl. Da? Da. Eu am venit ca să fiu o lumină în lume. Pentru că oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, nu eu îl judec, ci căci eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine l-o osândi. Cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. Sau voi, urmașii mei, nu? Apostolilor. Căci eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care m-a trimis, el însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Și versetul culminant, și știu că porunca lui, a lui Dumnezeu Tatăl, este viața veșnică. De aceea lucrurile pe care le spun, le spun așa cum mi le-a spus Tatăl. Ca o încununare a ceea ce am vorbit noi până acum, da? Ce a spus Domnul despre el însuși. Dacă dumneavoastră mai aveți ceva de spus față de ce am vorbit până astăzi, da? Cu privire la Domnul Iisus, percepția pe care noi oamenii o avem cu privire la El ne va ajuta
să devenim copiii lui Dumnezeu sau să rămânem mai departe copii fără Dumnezeu, oameni fără Dumnezeu. În întuneric. În întunericul spiritual. Deci este extrem de important să ne raportăm în mod corect la cine este Iisus Hristos. Când obișnuiesc să vorbesc cu oamenii despre Dumnezeu, oamenii sunt foarte deschiși. Oamenii acceptă că Dumnezeu există, că Dumnezeu este Creatorul. Mulți dintre ei recunosc lucrurile acestea. Când vorbesc despre Duhul lui Dumnezeu, spun că există și cred în asta. Însă când vorbesc despre Domnul Iisus Hristos, oamenii fac o pauză și mai ales când îi întreb dacă ei cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu adevărat, mulți dintre ei nu dau un răspuns care să fie unul conform cu ceea ce ne-am discutat în seara aceasta aici. De aceea și facem acest fel de incident. Și asta este un lucru extraordinar, că putem să dovedim, să învățăm pe oameni adevărul cu privire la Iisus Hristos, că este Fiul lui Dumnezeu. Este central în creștinism. Este central persoana, este centrală persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Fără ea, dacă scoatem dumnezeirea lui Iisus Hristos, din ea se năruie creștinismul. Nu mai rămâne nimic. Pur și simplu nu mai rămâne. Este o poveste frumoasă, este istorie, dar ceea ce rămâne și ajunge și în viețile noastre astăzi este tocmai prezența aceasta specială, supranaturală a lui Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos, astăzi pe pământ și în casele noastre și în inimile noastre. Noi trebuie să ne întoarcem la Iisus, să recunoaștem că El este Mântuitorul nostru, este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeul cel adevărat. Să credem în El cu toată ființa noastră și să rămânem cu inima ancorată în credința aceasta că Iisus Hristos ne poate ierta păcatele noastre, ne poate da viață veșnică, ne ascultă rugăciunile noastre, ne face bine. Iisus Hristos face bine fiecărui om care vine la El și crede în El și mărturisește cu gura Lui că El este Mântuitorul Lui personal și Domnul Lui. Sunt multe imnuri creștine care afirmă gloria lui Iisus Hristos. Sunt multe povești scrise, cărți, sute, mii de cărți scrise despre Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Această personalitate care a marcat istoria lumii, marchează și istoria vieții. Și fizice, practic. Și fizice. Și o vedem, vedem urmele acestea și în viețile noastre. Fără El n-am fi fost schimbați. Fără Iisus Hristos n-am fi avut adevărul despre Dumnezeu. N-am fi văzut slava lui Dumnezeu, oglindirea slavei lui Dumnezeu. Și așa cum citeam mai înainte, El a spus că porunca Tatălui este viața veșnică, da? Ei, tot El spune în Ioan după 17:3 și viața veșnică ce este? Este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Asta este esența creștinismului până la urmă. Timpul s-a scurs și aș vrea să citesc o poezie legată de aceasta, oarecum în sens mult mai poetic, mai literar așa. S-au dus pierind milenii. S-au dus pierind milenii și altelor să vină. Tu ai rămas același și așa vei fi oricând. Cântară-ți veci de aur din harfe de lumină, ci alți veci au să vină cântarea-ți reluând. Te-au preamărit profeții vizionari prin iere, te-au admirat artiștii creind de săvârșiri, te-au adorat eroii trecând prin înviere, ci tu rămâi neapusul eternelor iubiri. Cândva prin veșnicie s-a ridicat din vină un fir de praf pe o clipă voind să-ți stea vrăjmaș. Dar neputința al duse uitării și senină, nemărginirea-ți curge pe-al ei etern făgaș. Cavalurile mării se nasc și pierd popoare, cresc noi puteri în locul celor ce-au pierit, ci toate-s pentru tine nici cât un praf în soare, mânate în nimicul cu chip acoperit. Prin toată existența ne-ai arătat iubirea, în mii și mii de feluri vădind același har, ci n-am putut să-i credem atât nemărginirea ca în clipa cea eternă a jertfei pe calvar. Iubiri tot mai înalte, prin veci tot mai lumină, de după veșnicie și după infinit, în valuri nesfârșite vor trece și or să vină, ci tu vei fi de-a pururi mai nou și nou numit.
Veni vor alte graiuri, veni vor alte iere, veni vor alte forme, de tot mai prea frumos. Cântați vor noul nume etern din sfere în sfere, rămâi, ci pentru clipa noastră rămâi Iisus Hristos. Foarte frumos. Da. Frumos e. Da, strofe, gânduri care vin să încununeze ce a spus dumneavoastră despre istoria atâtor fapte și evenimente, pentru că el a fost persoana și chiar cea pământească, dar în primul rând Dumnezeu și apoi cea pământească, care a influențat cel mai mult omenirea și despre care, iată, de 2000 de ani se vorbește și chiar de mai mult se vorbește, dar de 2000 de ani cu subiect și predicat. Și mulți au încercat să-l acopere, cum a spus, să pună o piatră, să-l bagi în diverse morminte sau teorii sau false profeții și totuși el rămâne veșnic nemuritor. Mi-am amintit acum, dacă îmi permiteți, la final de o întâmplare cu băieții noștri. Avem doi băieți, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu doi copii, doi băieți minunați. Să vă trăiască. Mulțumesc frumos și Dumnezeu și dumneavoastră la fel. Și la o lecție la școală, unul dintre ei a avut curajul să facă, la tema pe care doamna profesoară le-a cerut, să facă un eseu despre personalitatea care a influențat din punctul lor de vedere cel mai mult omenirea. Și pentru noi, ca și părinți, am fost plăcut surprinși că băiatul nostru a ales să scrie despre persoana din punctul de vedere care a influențat cel mai mult omenirea. Și aceasta este Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Nici nu se putea altfel și nici nu este un alt adevăr mai mare decât acesta. Dragi telespectatori, sperăm că Paștele care se apropie să vă aducă mai multă lumină, nu numai în lumânări, ci și în sufletele dumneavoastră și în credința dumneavoastră, care să dea o nouă imagine, o nouă viziune asupra vieții și asupra vieții eterne mai ales. Sperăm că și emisiunea aceasta v-a ajutat un pic în această seară. Până săptămâna viitoare sau perioada următoare, la revedere, numai bine, vă mulțumesc, domnule pastor. La revedere, cu plăcere.